Când e mai bine să asculti manele? Merge mai bine în ore. În pauză. La ore în câști. A vomitat un coleg și pe urmă am vomitat eu pe el. M-a prins doamna dirigintă cu un băiat. Salut, eu sunt Ștefu și bine v-am găsit la un episod. Astăzi ne vom duce la elevi pe stradă și vom întreba câteva întrebări despre școală, Caterinca, ceva, o să vedeți. Subscribe, like, eu v-am pupat, hai să-i dăm drumul direct la vlog. Bun, mersi, în primul rând, cum te cheamă? David. Chiulești la prima oră sau la ultima oră cel mai des? La ultima oră. Ultima cel mai bine, nu? Da. La toate. La prima. La ultima. Da? Te duci la cafeluță, știi? La cafeluță, păi... Și la tine la ultima? Da. Prima oră, 100%. Ultima. Nu. Ultima. Sonia. Un lucru pe care îl detești cel mai mult și pe care îl iubești la școală? Orele, adică poate... Le detești. Le detest, dar în același timp îmi și plac cu prieteni, cu haz. La școală am urât toți colegii mei, pe toți. Și eu aproape. Toți mă urau pe mine, invers, așa. Asta e viața. Și ce am iubit la școală acolo? Pe profesorul meu de desen. Matematica și sportul, iubesc. Orele și pauza. Când e mai bine să asculti manele? În pauză, datare sau la căști? În oră, încet. Ambele variante. Mai bună, cred că tot în ora de engleză. Ambele. Merge mai bine în ore, efortul. Căști. Experiențe din Tonița se vede majoritatea pauză. Eu mai mult aș fi ca depresiva îndată în timpul orei. E oricând momentul de manele. În timpul orei de religie. Cea mai penibilă situație din școală care s-a întâmplat la tine? Am spart un geam și n-am pățit nimic. Nimic? Nimic. Prins doamna dirigintă cu un băiat în bancă. Atât o să zic. În bancă. Da, nu fă... Ce ai făcut cu băiatul? Nimic. Eu am fost colegul. Prin clasa a 7 m-am dat un coleg pantaloni jos, n-aveam nici chiloți. Nu știu, am vomitat un coleg și pe urmă am vomitat eu pe el. Și acum că începe școala, care e outfit-ul perfect pentru prima zi de școală? Niște Air Force Jordan, ceva? Air Force și în picioare. Tricou, pantaloni? Nu știu, teci, poate. Teci. Da, corect. Ce, fără tech fleece? Fără tech, da? Fără tech. Așa crezi și eu. Teci, poate. Bă, niște pantaloni scurți, niște Jordan 4, o șapcă și la bustul gol. La bustul gol. Fără haine. Bun, am înțeles. Full lărgăită, cu haine... Cam așa. Da, am înțeles, bun, corect. Cea mai penibilă situație din școală care s-a întâmplat vreodată? M-a întrebat un băiat ce fel de nume e Hetel și am zis eu că e nume german. Și m-a întrebat, ai rude germane? Și am zis, bă, nu, dar bunica lui tata din partea lui Măsa avea o moară. Vreau outfit-ul perfect pentru voi. E un bun roche. Și bunica lui tata din partea lui Tasu avea gen treabă pe gard. Converse. Pantaloni foarte largi. Cea top, tube top. Nu știu dacă știi și Jordan sau... Nu știu dacă știi, adică nu e... Și s-a urcat pe o scară de anturci așa și gen a căzut pe spate și a murit. A murit? Da. Dacă aduci mâncarea în clasă, cum scap de cei care vor să mănânci? Nu scap, adică eu sunt furnizorul cu mâncare. Nu te duci în baie ceva? Nu. Te închizi în baie, mai. Îți spun că am HIV. Nu știu, scrii pe ea. Când asculti manele cel mai bine? Sau muzică sau ce? Tare în oră. Iubesc băieții emo și nu-mi place de... De mâgă capă, da. Cum faci să nu mănânci ceilalți colegi? La baie nu prea merge. Nu știu, așa pe ascuns, nu știu, pe sub bancă. Scui pinele, așa, dacă mănâncă să fie, da. Așa că ești răcit. Te duci în baie. Merge, așa au zis toată lumea până acum. Cine a scris Sara Palm? Ioan Slavici, Ionuț Lenghel, Ion Creangă sau Mihail Sadovean? M-ai omorât. O da la nimereală. Creangă, eu știu. Bravo, bravo. Ion Creangă, ce fel de întrebare asta? Știi. Tata a jucat în Harap Alb. Bune? Da. Slavici? Mihail? Mihail Sadovean. O să o vedeți pe vlog când apare. Ne-a scris povestea lui Harap Alb. Care era primul? Ioan Slavici. Cred că Ioan Slavici. Same. Tot îmi urăsc colegii, nu-i sufăr pe niciunul. Eu sunt de 4 ani în Tonița, acum continui, deci... Ești la 12? Nu, sunt în trecut... Agenda. Și un lucru pe care îl iubesc, cred că pe Bianca, care e cea mai bună prietenă mea. Și acum o să spun ultima întrebare finală. Dacă ar fi să schimbi un lucru în educație, care ar fi acela? Sincer, să fie profesorii mai chill. Profesorii? Fără profesori în vârstă. Educația din România? Asta e de gândit. E de gândit, da. Ok. E greu acum. Păi... evaluare națională. La ce are, mă? În ce clasă sunteți? A zicea, da. În primul rând să poți alegi să alegi materiile, da, pe care vrei să le faci într-un, adică să nu fii obligat să faci
nu știu, muzică, desen, sport, chestia asta, ați poți să alegi materiile. Da, da, exact. Când voi cu pantaloni scurți la școală. Adevărat, asta vreau. La fel. Să nu mai fie dress code-ul așa de strict. Oh, cât aș schimba. Profesorii, pentru că sunt neinteresați. Da, și cum să educi. Bine, chiar dacă iar copiii ar trebui să fie educați acasă de către părinți, să educi și copiii în clasă. Profesorii să poată să-și, nu, elevii să poată să le dea un rating profesorilor, un feedback. Pauză mai lungă. Și de acord. Ne mulțumim, dacă vreți să vă lăsați Instagram aici la video ăsta. 21 Radu cu Chiolog de A. 21.AALLX. Emuța cu 2 de mă. Cali.underscore.htps. Krm_Drows. Sonia.SQW. 4 Filip cu capa. Chris.loves.maria. Da, e. Luca_0404_. Cosmin.PTR05. Adică STP. Îmi lasă. Lasă, ea are gata. Salut! Și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați un like, subscribe, coment cu ce întrebări mai vreți să punem. Și până data viitoare, eu am fost Ștefu, v-am pupat! Ai și TikTok? Am și TikTok. Da. Ștefu__16, mersi!